Vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 8 și 10 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi însorită, unde maxima a ajuns la 22 de grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 8 grade. Mâine, meteorologii anunță vreme frumoasă în cele 4 orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 24 de grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 9 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 23 de grade ziua, iar minima va scădea până la 7 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele termice vor atinge 23 de grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 7 grade. În zilele care urmează, vremea se menține pe aceeași linie. Joi, maxima va atinge 21 de grade în timpul zilei, iar noaptea, minima va scădea la 7 grade. În cursul zilei de vineri, temperaturile cresc ușor. Maxima se va opri la 22 de grade Celsius, iar minima termică se va opri în jurul valorii de 7 grade.